Bună, Taur, și bine ai venit la etalarea ta pentru prima jumătate a lunii februarie. Hai să vedem ce vor să-ți spună cărțile de tarot pentru zona dragostei pentru această lună. Menționez că această etalare este valabilă atât pentru cei din zodia Taur, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau, eu știu, multe planete pe astrograma natală în semnul Taurului. Bun. La baza pachetului avem 5 de cupe. Ok. Se pare că cineva a pierdut ceva în această perioadă, poate discutăm de o relație, poate discutăm despre ceva anume, eu știu, poate de la locul de muncă, poate o prietenie, ceva scârție în relație în această perioadă, însă parcă amândoi vă uitați doar spre ceea ce s-a dărmat, spre 3 cupe, spre 3 vești pe care le-ați primit rele sau spre 3 persoane care au căzut în fața voastră, deci 3 persoane, 3 lucruri care au căzut. Și vă uitați doar spre acest lucru, nu vă uitați spre aceste două oportunități pe care încă le mai aveți în picioare. Foarte interesant. Poate discutăm despre relații vechi care tot apar în viziunea voastră, tot vă gândiți la foști, la foste, dacă sunteți singuri și atunci parcă nu vedeți oportunitățile pe care le aveți în jurul vostru. E adevărat, poate nu coincid cu ceea ce voi aveți în vizor pentru cum sunteți cu fața la ele, dar posibil și acest scenariu. Mai departe, în poziția voastră este asul de cupe, un nou început. Parcă vreți să oferiți cupa dragostei cuiva. Parcă umpleți o cupă, da, cu apa vieții și vreți să o oferiți cuiva. Parcă vreți să o oferiți cuiva să știe mai multe lucruri despre voi, să-i oferiți cunoaștere despre voi, să invitați această persoană să vă cunoască. De asemenea, poate faceți o invitație cuiva să ieșiți undeva, să faceți diferite activități. Dar e o perioadă în care taurii noștri merg la următorul nivel, deci e o nouă dimensiune a relației pe care o trăiți. Foarte accentuat aici este elementul apă, da? Rac, scorpion, pești. Și voi vă gândiți foarte mult să faceți, să mergeți, de fapt, către acest nou început din viața voastră. Vă doriți tare mult să spuneți vorbe de dragoste, să primiți înapoi vorbe de dragoste. Mergem mai departe. 5 de spade în poziția sufletului. Poate în această perioadă, poate sunteți nițel mai egoiști sau poate vedeți lucrurile prin filtrul orgoliului, ca să spun așa. Adică și aceste cupe pe care le vedeți aici, cumva parcă ați avut un interes, da? Vorbim de altă, mă rog, de o licoare care a fost aici. Vorbim de un interes, vorbim de ceva care a fost și care era diferit pentru voi. E adevărat că de acum poate e nevoie să purificați mai mult relațiile din jurul vostru. E nevoie să ajungeți la un alt nivel. Acest 5 de săbi aici, în poziția sufletului vostru, îmi spune la fel că parcă voi dați acest vibe acestei relații în această perioadă. Parcă vă gândiți nițel mult mai mult la voi și vă doriți foarte mult această cupă de iubire. Foarte mult vă doriți. Regina de cupe. Wow. Poate unii berbeci, berbeci, da. Poate aveți de-a face cu vreun berbec, da. Poate unii tauri au de-a face cu vreun berbec, dar alți tauri cred că au de-a face cu vreo persoană dintr-o zodie de apă. Rac, scorpion, pești. Sau poate discutăm de o persoană foarte iubitoare, o persoană foarte deschisă, o persoană foarte emoțională, o persoană căreia îi place foarte mult să empatizeze cu ceilalți. Dar de asemenea m-aș mai gândi că e o perioadă în care taurii noștri în sfârșit scot la iveală multe lucruri din ei. Repet, Lilith este în semnul vostru, a făcut de curând în ianuarie o conjuncție cu Marte. Nu m-am uitat să văd ce aspecte mai face pe luna februarie, dar orice e posibil și un Lilith pe acolo să vă zguduie nițel și de asemenea să vă facă să scoateți din sufletul vostru anumite lucruri la care nici măcar nu v-ați gândit, da? Lucruri care poate vă trăgeau în jos, lucruri care vă stagnau în zona asta emoțională, în zona relațiilor, la modul general vorbind, și în sfârșit le exteriorizați
și reușiți, dragii mei tauri, să dați față în față cu ele și să le așezați mai bine, să dețineți controlul asupra lor, să nu mai dețină ele controlul asupra voastră. Foarte frumos, nu? Dar, repet, pentru unii chiar m-aș gândi că și o persoană dintr-o zodie de apă are o influență marcantă asupra voastră în această perioadă. Sau poate aveți voi marcaje pe apă foarte puternice. În poziția celorlalți, valetul de spade. Poate aveți de-a face cu vreo persoană mai tânără dintr-o zodie de aer, gemeni, vărsător, balanță. Văd multe vești pe care le primiți din exteriorul vostru. Vești care aparent nu sunt foarte bune. De asemenea, văd că o anume persoană din viața voastră sau mai multe se cam interesează de viața voastră, să vă spionează în ghilimele sau neghilimele, da? Nu știu, vă urmărește profilul de Facebook, se interesează la cât ajungeți acasă, la cât plecați și așa mai departe. Deci, posibil de asemenea să vă treziți cu diferite mesaje de la partener, de la parteneră. Multă comunicare văd aici, multă comunicare și foarte multă curiozitate în același timp. Dar, iarăși, mesaje pe internet ar mai putea să fie. Eremitul, tot în poziția celuilalt, pe zona sufletului. Cred că aveți de-a face cu o persoană înțeleaptă sau cu o persoană care ori a stat singură mult timp sau e o persoană care. Nu știu, ori aveți de-a face cu vreo fecioară, da, sau poate discutăm chiar de o persoană foarte înrădăcinată în propriile convingeri, o persoană mai sigură pe ea, o persoană foarte înțeleaptă, aș putea să spune, să spun. E o persoană cu un suflet bătrân, cu un suflet, da, bătrân, aș putea să spun, deci e un suflet vechi printre noi, dacă e să discutăm de zona aceasta spirituală. De asemenea, eremitul aici vorbește despre o persoană care pur și simplu vine și vă ghidează calea, parcă vine, vă ghidează calea și parcă prin veștile pe care le aflați sau veștile care vi se dau din partea persoanei respective, pur și simplu vă luminează calea și vă face să vedeți cu adevărat, nu știu, poate să înțelegeți anumite lucruri din trecut care s-au spus și abia acum ies la iveală. Valetul de cupe, o ofertă de dragoste, iarăși o persoană mai tânără, foarte mult accentuată această idee. Cred că și la berbec era așa, ceva de genul acesta, nu știu, poate aveți de-a face cu vreun berbec, se inversează energiile, n-aș avea idee să vă spun. Dar valetul acesta de cupe vorbește despre, poate, nu știu, aveți discuții cu partenerul sau cu partenera preferitor la zona copiilor, poate vă doriți un copil, voi sau cealaltă persoană. Multe mesaje de dragoste. Aveți de-a face cu o persoană mai tânără, o persoană care este la un început de drum, o persoană care abia acum cunoaște această noțiune de a iubi, de a gusta viața. De asemenea, țin să cred că veți primi, așa cum v-am spus, multe mesaje atât de dragoste, mai serioase, posibil chiar să primiți o ofertă, cumva cineva. Să apară în viața voastră în momentul în care sunteți triști, sunteți aici izolați, să apară această persoană mai matură, care v-a cam spionat așa din umbră o perioadă, s-a cam interesat de viața voastră, vine cu o ofertă de dragoste, dar parcă voi sunteți cam reticenți, parcă, na, cumva ridicați așa ștacheta foarte, foarte sus. La baza pachetului este valetul de bâte, deci poate. Discutăm aici despre diferite activități pe care le faceți împreună cu persoana iubită în această primă jumătate. Multă pasiune, de asemenea, multă pasiune, multe activități care au loc în această perioadă. Mergem și cu tarotul umbrelor. Vreau să vedem ce-i cu acest 5 de spade aici, în poziția voastră. Pusnicul. Da, posibil ca această atitudine a persoanei de lângă voi să vă cam, nu știu, să vi se pară cumva, e ca și cum cealaltă persoană vine și spune gata, de azi facem cum spun eu. Și pe voi oricum vă cam deranjează această atitudine. E o persoană foarte matură, e o persoană foarte înțeleaptă, o persoană care vă pune verde în față niște lucruri, iar vouă nu prea vă convine. Și de aici lucrurile cam scârție. Oricum ar fi, are legătură cu o persoană mai în vârstă. Poate o persoană mai în vârstă de la voi, de la cealaltă persoană. De aici pornește toată această discuție. Sau, repet, poate cealaltă persoană vine și vă spune verde în fața anumite povești.
Mai vreau și aici la 5 de cupe. 6 de spade, da. Un drum. Deci cineva face un drum, văd întâlniri, văd drum, văd multă socializare, în special pe zona aceasta a internetului. Foarte interesant. Și un 7 de cupe. Deci ceva de vis, efectiv, cu multă pasiune. Dacă e o relație pe care ați vrut să o încheiați, să știți că nu știu dacă reușiți în această perioadă, nu prea veți fi lăsați în pace, ca să spun așa. Cineva pune piciorul în prag, dragii mei tauri, în viața voastră, în această lună. Și vreau să vedem și un mesaj din partea arhanghelilor, să vedem ce mesaj vor să vă transmită, dragii mei tauri, pentru prima jumătate a lunii februarie. Hai să vedem. Pentru taur, dragoste, prima jumătate a lunii februarie. Triumful spiritual. Wow, numărul 33. Deci, e un număr puternic. Darul Arhanghelului Racuiel. Veghezi asupra celor care în mod necesar sunt încercați de Dumnezeu prin intermediul anumitor teste spirituale. Deci poate e vorba de un test spiritual, v-am spus eu la început aici că ceva iese din voi și tocmai de acolo posibil să vă întâlniți cu anumite persoane sau să vină în viața voastră expres anumite persoane să vă pună nițel o oglindă în față sau să vă ajute să vă vedeți anumite lucruri, să le învingeți, să le stăpâniți voi, să nu vă stăpânească ele pe voi. V-am spus, Lilith este în semnul vostru. Sunt alături de toți cei care îmi cer ajutorul în momentele de cumpănă. Foarte interesant. Deci e o perioadă cu un triumf spiritual pentru voi, pentru sufletul vostru în mod special, iar la bază avem inspirația artistică genială. Deci încercați să fiți ceva mai creativi, poate chiar să vă lăsați așa ghidați de anumite lucruri din viața voastră. De asemenea, încercați să fiți mai cu ochii în patru pe data de 9, pe data de 6, iarăși. Ok, dragii mei tauri, v-am pupăcit, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și să aveți o primă jumătate a lunii februarie cu multă, multă iubire.